Bun găsit! Am o întâlnire cu un medic cardiolog și este pentru prima oară. Stând în trafic, când m-am gândit ce comparație bună între un infarct și blocajul ăsta de trafic pe care îl trăim în fiecare zi. Vă vorbeam în vară despre ce se întâmplă cu cei care, din nefericire, ajung să trăiască un infarct. Cât dintre dumneavoastră au auzit de cineva, cunosc pe cineva sau au în familie pe cineva care a suferit un infarct? Ei bine, România este țara în care se moare în primul rând din cauza bolilor de inimă. Este fix acum momentul în care am început înregistrarea. Un român a făcut infarct și probabil sosește chiar acum cu ambulanța la spital. Astăzi vreau să vă vorbesc despre ce fac oamenii după ce au scăpat dintr-o asemenea primejdie. Familia s-a speriat și atunci în prima perioadă sunt cu minți și doritor să respecte toate recomandările și vor să respecte toate recomandările. O parte din ei continuă lucrul ăsta pe toată viața, o altă parte mai renunță în timp. Așa arată un vas de sânge sănătos și cam așa se întâmplă atunci când aici se blochează, când se întâmplă un infarct. Rezidurile astea din balonul pe care îl vedeți, care s-au cimentat odată, colesterol sau reziduri de la fumat, se pot recimenta din nou dacă nu vă faceți tratamentul așa cum trebuie. Poate să fie comparată cu un balon deformat, în sensul că acea parte, în loc să ajute la funcția inimii, să se contracte odată cu tot restul miocardului, ea iese cumva din zona de mușchi. Noi o numim dischinezie sau anevrism. E foarte important să aveți grijă de inima dumneavoastră, pentru că altfel ajungeți la cardiologie intervențională, în cel mai bun caz. Poate reapărea un alt eveniment coronarian în același teritoriu sau în altul și atunci, dacă apare în același teritoriu, într-adevăr, riscul de ruptură miocardică e mai mare, ar însemna că se înfundă din nou un vas. Cea mai frecventă dintre greșeli, el poate să renunțe la tratamentul medical și ăsta e un lucru grav. De asemenea, să se reapuce de fumat sau să nu renunțe de la bun început la fumat, să nu aibă un stil de viață sănătos, adică să continue o dietă bogată în grăsimi rele, grăsimi saturate și o dietă bogată în sare. Caltaboș, cu cârnați, cu slănină. Da. Atenție pentru cei care au suferit de boli de inimă și eventual ați mai trecut și printr-un infarct, nu-i așa? Un banal EKG e util să vedem care e evoluția după infarct, evaluarea ecografică și testarea de efort. După părerea mea și nu numai a mea, controlul regulat după infarct e deosebit de important. Că dacă ați scăpat dintr-un infarct, ei bine, nu înseamnă că toate problemele sunt rezolvate. Îngrijirea secundară, așa cum spun medicii, este esențială de aici înainte. Așa cum vă îngrijiți, așa e și viața dumneavoastră, mai bună sau mai rea. Și dacă tot am început un an nou, sănătate tuturor! Numai bine!